Peste 400 de elevi și 25 de cadre didactice au fost evacuați dintr-o școală din Hațeg, Hunedoara, după ce un incendiu a izbucnit în curtea unității de învățământ. Flăcările au izbucnit la un chioșc lipit de școală și riscau să se extindă și la clădirea în care se desfășurau orele. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, primii care au observat flăcările au fost câțiva profesori. Aceștia au înșfăcat mai multe stingătoare aflate pe coridoarele unității de învățământ și au încercat să stingă vâlvătaia. Când au văzut că nu reușesc, iar flăcările sunt din ce în ce mai înalte, au sunat la 112. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale ale pompierilor militari. Până la sosirea acestora, cadrele didactice au început evacuarea elevilor din clase. Taraba, din tablă, care a luat foc, era lipită de clădirea școlii. Până când autospecialele de intervenție au ajuns la fața locului, chioșcul ardea deja generalizat, iar flăcările atingeau imobilul în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ. După câteva minute, cele trei echipaje ale salvatorilor militari au reușit să lichideze incendiul.